Salam aleikum, pace vouă. Există obiceiul ca la începutul mesei musulmanii, adică oamenii supuși la bunul Dumnezeu, să spună Bismillah. Dacă uitați să spună, își amintește în timpul mesei și spune Bismillah. Unii care vor să exagereze și să pară niște fantastici spun Bismillah de câte ori bagă în gură. Este obositor și este incorrect. Din mai multe surse am găsit că profetul Mohamed, pacea asupra lui, când servea masa, la începutul mesei, spunea: Doamne, binecuvântează aceste bucate și ferește-ne de tot ceea ce este rău. În numele lui Dumnezeu, amin. Nu știu să o spun în arabă, de aceea v-am spus-o direct în limba română. Vă închipuiți cumva că dacă nu o să spuneți Bismillah și o să spuneți în numele lui Dumnezeu, mâncarea nu mai este binecuvântată? Eu vă spun că greșiți. Am o informație sigură, Dumnezeu înțelege și limba română. De altfel, vă spun și informația de unde este, din Coran, unde Dumnezeu ne spune că a creat limbile și culorile noastre, deci nu se pune problema ca o limbă să fie preferată înaintea alteia. Deci, sau spuneți Bismillah, sau spuneți în numele Lui Dumnezeu, este același lucru. De obicei, și cât mai des, eu spun, de exemplu: Doamne, binecuvântează bucatele astea, binecuvântează pe cei care le-au făcut și binecuvântează și pe cei care le mănâncă în numele Lui Dumnezeu. Amin. Eu cred, eu simt, am convingerea că în orice fel cer binecuvântarea asupra mâncării sau asupra unui lucru sau asupra ceea ce faci, indiferent că spui Bismillah sau în numele Dumnezeu sau dacă îi la masă și cer binecuvântare și asupra celor care au făcut mâncarea și asupra celor care o mănâncă, eu cred normal și firesc că Dumnezeu va asculta această cerere a mea sau a dumneavoastră. Pentru că toți suntem ai Lui și în momentul în care cerem ceva, El ne ascultă. Vreau să vă amintesc un verset, tot din capitolul 2, versetul 186, care spune în felul următor: Când robii mei te întreabă despre mine, eu sunt aproape. Eu răspund la chemarea celui ce mă cheamă, atunci când mă cheamă, să-mi răspundă și ei mie și să creadă în mine. Poate vor fi drepți. Deci, dacă noi credem în El, normal îl și ascultăm. Și cum ne spune, normal, și El ne ascultă pe noi. Și ruga noastră este o chemare pentru El. Și dacă noi facem o chemare pentru Creator să ne binecuvânteze mâncarea, să binecuvânteze pe cei care au făcut-o și pe noi cei care o mâncăm, eu am convingerea că El o face. Lucrul ăsta, că pleacă din inimă, ca orice altă rugăciune, ca orice altă rugă, întotdeauna e primită. Aveți mai multă încredere în Dumnezeu. Și cereți binecuvântări cât mai multe. Salam aleikum. Pace vouă.